Bună ziua, bun găsit la Daily Briefing, sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne reauzim. Vom, vom începe prin a preciza că lucrurile pe care le discutăm sunt opinii, nu constituie recomandări de tranzacționare și, bineînțeles, e important să fim conștienți de ceea ce înseamnă riscuri în, în piețele globale, mai ales când avem efect de levier. Pentru simplitate, dat fiind accesibilitatea limitată în momentul de față a platformei noastre și faptul că nu vreau neapărat să deschid un alt cont, să încep cu alte, cu alte linii și, și instrumente tehnice, cum spuneam, adaptabilitatea este, este una dintre calitățile de care e foarte mare nevoie în, în trading, așa că vom folosi deocamdată până când se va rezolva această problemă. Poate pe parcursul acestui webinar, parte puțin mai încolo, vom folosi graficele care sunt disponibile direct pe, pe site și vom face o analiză curată, o analiză din aceasta pe, pornind de, de la un grafic pur, care însă ne ajută destul de mult. Putem să ne jucăm cu timeframe-urile și aici la fel de bine, sau putem să putem să proiectăm diverse instrumente tehnice, este o variantă destul de, destul de puternică. Ceea ce îmi sare în ochi în primă fază este aici pe H1 sau chiar pe, pe un H4. Ar trebui să avem, să avem graficul, sper să, Sper să răspundă la solicitările mele. Avem o perioadă de consolidare, dar una cu, cu tentă ascendentă pentru EuroSD și nu una descendentă așa cum ne-am fi așteptat. Asta fiindcă înainte de decizia de politică monetară de astăzi au existat câteva informații informații care par a ajuta moneda unică europeană, fiindcă Germania n-ar fi întru totul mulțumită cu o relaxare monetară suplimentară considerabilă. Și de aceea de aceea se Speră, sau se crede, depinde de tabără, că vom avea cumva o, um, un răspuns limitat din partea BCE. Uh, pe seama acestor zvonuri, piețele ajung să creadă de fapt ceea ce vedeam și noi în, uh, în piața, anume uh, un BCE care să nu fie nefavorabil monedei unice europene. Graficul văd că încă mai uh, mai așteaptă, așa că o să-i dăm timp, nu o să-l presăm, și eu o să folosesc o altă, o altă sursă de grafice. Pentru un moment vom folosi Trading View, iar după aceea, la nevoie, la nevoie, dacă și aici ar apărea blocaje, o să trecem pe pe un alt sistem. Bun. Haideți să vedem. Ar trebui să vedeți și dumneavoastră acest grafic. Um, Trading View. În regulă. Bun. Uh, avem un grafic al euro USD aici pe, pe o secvență daily. O să trec pe o oră. Uh, și deja, deja în ultimele minute avem un, un breakout. Din punctul meu de vedere, este o piață cu aspect tehnic puternic ascendent. Deci se vede deja aici o depășire a lui 1.1266. Dacă aveam, aveam acces la platformă, cred că am fi adoptat o poziție de test de tip long. Nu ca o recomandare, bineînțeles, ci pur și simplu, pur și simplu ca, ca o explorare a potențialului tehnic și ca o ilustrare a faptului că de obicei când spargem un range, lucrurile se pot, se pot, mișca ulterior foarte, foarte în regulă. Deci de la 1.12.65 la 1.12.30 putem vedea un potențial de ordinul 35 de pips, ceea ce proiectat în sus ar însemna cam unul aproape de 1.13. Bineînțeles, range-ul nu e foarte clar definit în partea inferioară. Această mișcare este relevantă înainte de decizia de politică monetară nu aș argumenta în favoarea unei poziții ținute neapărat și la 3, fără, ci mai ales la 3 și jumătate. Pentru că deși ne așteptăm ca euro să crească și acesta este scenariul principal, de foarte multe ori există o volatitate pronunțată. Apoi, iarăși, e foarte bine să avem în vedere și situația în care lucrurile nu se întâmplă așa cum am crede. Ieri, dinspre Statele Unite, date interesante în ceea ce privește job openings. Deci, vorbim despre... vorbim despre ofertele publicate de către companii și raportul Beige Book. Acest raport a fost poate fi rezumat prin faptul că economia este în regulă, lucrurile merg într-o direcție favorabilă, nu, nu spectaculos de bine, dar se îndreaptă în acest sens și Totuși, o mențiune asupra faptului că riscul de ordin politic începe să se simtă în privința companiilor. Lucrurile, deci, ar, ar putea avea și un astfel de efect. S-a mai întâmplat ceva în a trecută și anume o posibilitate, iarăși... Pe surse, puteți să-i spuneți pe surse, pe zvonul, cum, cum doriți, dar o posibilitate ca din partea Chinei să avem o, o intervenție în zona sa valutară. Ceea ce ar, ar duce la întărirea Ioanului și ar lansa piețele de capital într-un nou parcurs entuziast din punctul meu de vedere. Ar fi o veste bună pentru uh, burse, dacă s ar întâmplat. Deocamdată doar la nivel de zvon, dar cred că a ajutat cumva indicii temporar în ultima perioadă. Uh, Ioanul este în prezent uh, aproape de 6, uh, 66, uh, 6, 66, 36 este valoarea sa recentă uh, și, uh, uh, și cred că o întărire, chiar și, chiar și treptată a Ioanului este un motiv considerabil pentru optimismul din piață, mai ales în piețele europene. Bun, haideți să vedem să vedem cum arată cum arată EuroCD în termeni mai largi, am primit o sugestie legată de platforma desktop. Deci, dacă îmi confirmați că lucrurile funcționează pe platforma desktop, atunci voi rezuma câteva elemente refitoare la EuroCD și apoi voi, voi încerca să, să, o instalez. Ar însemna că... Ok. Ok. Bun. Perfect. bun. O să concluzionez legat de EuroCD. Uh, văd că acum începe să aibă, să aibă ezitări. Dacă am fi fost în piață, am fi avut probabil un stop loss destul de apropiat, în niciun caz uh, nu sub minimul anterior, ci undeva pe aici, la un 1.12.56. Uh, bănuiala mea i ar fi că piața în cele din urmă uh, se va duce către, uh, către 1.12.90, 1.13 înainte de decizia Băncii Centrale Europene, dar că avem în acel moment un risc semnificativ de, de volatilitate, probabil că va fi hotărâtă extinderea programului quantitativ easing ca durată, dar nu ca, ca volum de achiziții lunar, deci se va prelungi în timp, dar acesta ar fi un răspuns light, un răspuns modest, moderat la la ceea ce uh, înseamnă provocările prezentului și nu, uh, nu unul foarte agresiv. Și cred că în din urmă euro ar putea să meargă mai sus. Suportul ar fi pe la 1.12.28, 1.12.30, îl cunoaștem deja acest reper, apoi ne putem uita la un 1.12.06 uh, și mai jos, dacă asta, cred mai ales dacă BC-ul uh, trece, de exemplu, așa cum spunea una dintre băncile de investiții recent, foarte agresivă de spunea că vor tăia dobânda la depozit cu încă 0,1 puncte. Acum eu nu aș băga mâna foc că se va întâmpla așa ceva. Dacă va fi cazul, 11,80 ar fi ușor de atins și mai jos chiar și pragul următor care ar fi la uh, 11.40. Dar fără acesta, tendința ar putea să fie ascendentă, vizând uh, în cele din urmă poate un 1.13%. Ulterior 1.13.45, acesta este scenariul nostru de bază. V-aș propune acum să, uh, să apelez din nou la răbdarea dumneavoastră pentru uh, câteva minute, sper două, trei minute, imaginea ar trebui să rămână blocată aici, o să încerc să, să accesez platforma desktop, nu am instalată pe acest sistem uh, și uh, și o să revin ulterior fiindcă aș prefera să am totuși reperele mele muncite adunate în în atâtea, în atâtea săptămâni uh, fiindcă a trebuit la unda să le redesenez. Uh, dacă sunteți de acord, atunci câteva minute ne putem reauzi în... în cel mult 5 minute. Cel mult, fiindcă dacă nu funcționează, voi reveni tot aici. În regulă, mulțumesc! Lucrurile funcționează. Acum, așa că putem vedea reperele uzuale, deci funcționează, trebuie să funcționeze și desktop și, și platforma de web, așa că nu, nu am mai mers înainte cu instalarea. Uh, despre EUROSD am discutat deja, e cazul să discutăm despre uh, GBP USD, despre lira sterlină și apoi despre alte instrumente care pot fi de interes pentru dumneavoastră. Lira sterlină are în momentul de față un aspect mult diferit față de, uh, de cel de uh, ieri și al alte ieri. Mai degrabă, uh, reluând o mișcare sub linia de trend. De ce? L-am avut pe uh, Mark Carney uh, ieri vorbind despre politica uh, Băncii Angliei uh, arătându-se senin. Acesta a fost cuvântul citat uh, larg de către, uh, de către mass media. Uh, atitudinea sa în privința acțiunii de uh, reluarea injecției de lichiditate este senină. Și a apărat, a apărat răspunsul Banco la, la adresa economiei, a, a, un răspuns considerat foarte agresiv de către tabăra pro-Brexit. De fapt, aceștia au fost supărați de faptul că Mark Carney avertizase foarte puternic referitor la, a, la vot, spunând că... Dacă ajungem să ne separăm de Uniunea Europeană, atunci efectul va fi dramatic pentru economie. Lucrurile nu au mers, chiar așa. A fost, a fost prăjit, cum se spune în engleză, de, de către parlamentari, unii dintre ei. A fost foarte interesantă întrebarea dacă vede acum probabilitatea de recisiune mai mică a căutat câteva zeci de secunde răspuns, uh, un răspuns diplomatic, uh, l-a oferit, uh, l -a oferit uh, vorbind despre termeni tehnici, despre o distribuție de probabilitate, în scenariu central. Uh, este, este amuzant de, de urmărit discursul, dar bineînțeles că uh, nu, putem, uh, nu putem acuza Bank of England de uh, a fi estimat greșit răspunsul economiei, pentru că, în primul rând, nu se poate ști exact care ar fi fost răspunsul fără pachetul de injecție de lichiditate și, în al doilea rând, la astfel de evenimente, modelele tradiționale nu sunt cele care funcționează întotdeauna. E, e încă o, un teritoriu insuficient explorat, cel al răspunsului uh, uh, social fiindcă economia se, 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 îmbină foarte puternic cu aspectele sociale. Bun. Deci, lira sterlină a reacționat și la faptul că mai mulți membrii nu doar marcanei, s-au arătat deschiși la stimulente suplimentare. Deci la o nouă tăiere la rate de dobândă, cu toate că veștile au fost bune zilele trecute. Acum, în ultima perioadă, ele au fost uneori mai puțin bune. De exemplu, manufacturing production, valoarea anualizată, și dacă ne-am uitat și la valoarea lunară pentru manufacturing, nu o văd aici foarte slabă. Pentru industrial production ceva mai bun decât estimările, dar asta cu ajutorul minelor și utilităților. Deci Back of England este de vină, între ghimele pentru lira mai slabă și abia ne, ne ținem la apropierea linie de trend anterioare dar în sens inferior. Mă uitam aici după un raport, a mai fost un raport din piața un raport din piața imobiliară, Rix House Price Balance, am pronunțat românește, bineînțeles, pentru simplitate, cu cât mai mare acest procentaj, cu atât mai mulți cei care au raportat o creștere a prețurilor. Și de la 5% în luna anterioară, care fusese cea mai scăzută valoare de după cât credeți, 2013, avem acum un 12%. În orice caz, modest, dar îmbunătățire. Ce avem de făcut în privința lirei steline astăzi? Să ne uităm. Uh, să ne uităm la 1,3360 ca nivel de rezistență, piața ar, ar părea tehnic pregătită să continue avansul și poate chiar dincolo de acest nivel, pe termen scurt, corectând mișcarea anterioară. Direcția mai largă, uh, n-aș băga mâna în foc însă că este stabilită acum. Uh, din punctul meu de vedere a fost o lovitură mesajului Marc Carney uh, și al Băncii Angliei ieri, altfel piața era pregătită pentru creștere este lovitura suficient de puternică. Bun. Ne uităm și la datele de astăzi. Weekly jobless claims la 3 și jumătate și creditul pentru sectorul de consum la ora 10. Altfel, destul de liniștit. Ceea ce înseamnă că aparent este o șansă ca lira sterlină să se apropie din nou de 1.3450. Asta fiind că nu, nu par apărea noi, noi pericole. Eu nu am o idee fermă despre direcția viitoare. Ar fi un dark cloud cover, piața merge undeva spre jumătate. Când nu am idei ferme, prefer să las piața să-mi să -mi arate drumul. Altfel, uneori poate mă mai grăbesc, dar statistic nu e o, nu e o idee bună. Închiderea de astăzi, aceasta aș urmări eu, pentru poziționare pe termen mai lung, nu pentru mișcări intraday. Peste 33.80 ar fi un element pozitiv, aducând în discuție 34.20. Sub 33.80 ar putea însemna că traseul natural este spre 1.33 și mai jos în zilele următoare. Bun. Dintre opiniile pe care le citesc aici, în transmisia de ieri, Uh, mi s-a părut, citez, mi s-a părut că erau tare prieteni cei din comitet, mai aveau un pic și deveneau de alături colovial. Unii da, unii erau, erau prieteni și, și colovial este perfect adevărat, fiindcă a fost diverse, diverse tabere. În orice caz, nu se discută ca în Parlament atunci când conservatorii și laburiștii uh, se... Uh, se susțin vocal și nu întotdeauna articulat, cu diverse sunete care mai de care mai interesante. Se susțin tabăra sau, sau protestează verbal sau uneori sunt niște niște sunete care cred că le repetă pe cele de la 1600. Dar turnul a fost mult mai civilizat, dar într-adevăr au existat și întrebări mai dificile. Bun. Despre Ilea Stelină, să-i dăm puțin, puțin, timp. Nu este pregătită să facă un breakout deocamdată. Ar avea nevoie de date explozive, explozive de, de, proaste din spre Statele Unite. La 3 și jumătate nu cred că va fi vorba despre, despre, asta. La limită, dacă aș fi întrebat, aș spune că piața va rămâne foarte aproape de 1.34 pentru astăzi și va amâna decizia breakout sau depărtare de linia superioară pentru zilele următoare. Dolar ien însă foarte, foarte vivace ieri. Am observat să mai închis din poziție, destul de sus. Acum noi avem un stop loss situat destul de jos, o să-l mut aici. La acest nivel e o pierdere potențială minoră. La urma urmei mă gândesc că Piața a avut ocazia să genereze o corecție și e posibil ca asta să fi fost. Uh, pentru că trendul descendent e destul de pronunțat, vedeți cădele anterioare și uh, revenirea noi am vizat poate 102, uh, și peste, nu s-a ajuns chiar până acolo. Uh, în Japonia o să avem ceva mai încolo de decizie de politică monetară, până atunci însă am avut uh, pibul. Uh, mai bun decât estimările, 0,2% față de 0 trimestrial, 0 față de 0,6% anualizat. În general, revizurile sunt pozitive, cum remarcă Donovan de la UBS. Uh, și uh, uh, asta ar fi trebuit să ajute Ienu. Și l-a și ajutat. Dar, în mod interesant, nu mai jos de 101,39. Acum însă, gândiți-vă puțin la cum văd piețele luna-septembrie. Din nou, mai puțin probabilă. Uh, cum este ienul, temporar mai puternic, nu e, nu e ușor de prevenit o depreciere a dolari ien. De aceea, aș spune că poate chiar vom, vom închide această poziție. Pur și simplu, apetitul nostru pentru a o menține este limitat acum. Nu înseamnă că dolari ien nu va înregistra corecții pozitive notabile din punctul meu de vedere, pe termen mediu, și dolarul ar trebui să se aprecieze și ienul ar trebui să se deprecieze. Deci mai este loc. Dar poate că înainte vom reveni spre 100,81. Cu alte cuvinte, intraday. Închidere sub 101,30 pe H1, posibil alunecare către 101 și apoi 100,81. Mai jos regăsim 100,60. Rezistență 101,71. 101.85 și 102.1 Uh, în calendar am mai avut și date din China, importuri uh, în creștere cu 1,5% anualizat. Asta este o veste bună, pentru că importurile chineze sunt exporturile altor state, 1, și 2, pentru că există cerere uh, dinspre China. Exporturile au scăzut de asemenea mai puțin decât se, se aștepta. Uh, surplusul comercial uh, s-a restrâns. Ioanul are deci mai puține motive uh, de uh, a se aprecia, dar teoretic tot trebuie să se aprecieze, fiindcă avem un surplus comercial. Dar asta numai dacă nu cumva, pe de altă parte, nu ies prea mulți, uh, prea mulți bani din, uh, din țară uh, pe contul de capital, deci nu pe contul, de, contul curent. E de studiat un pic fenomenul balanța de plăți și cum, care sunt componentele sale. Deci, ideea este bani care intră și care ies din, din diverse motive și cum se balansează aceștia. Așa se poate muta un curs de schimb. Deci, din acest punct de vedere, cu datele din China, spune că ele fiind, fiind pozitive pentru apetitul pentru risc, ar fi trebuit să susțină dolarul yen și cumva poate l-au frânat. În, în cazul ascendente, deci 101, 80, 102, 102, 17, 102, 44, cam pe acolo ne-am putea gândi și pe acolo avem, înainte de 117 avem și take profit-ul. Doar că eu nu sunt foarte confortabil. Aici e deja... Ești în bătaia vântului cu astfel de poziție, nu există semnale de întoarcere puternice, doar, doar să aștepți gândindu-te că stop loss-ul este suficient de, de aproape și nu e un risc. Aș vedea însă piața la un moment dat spărgând linia de tren și mergând puternic mai sus, dar se va întâmpla asta astăzi sau mâine, nu există elemente pentru un moment în acest sens. Aș adăuga din păcate, fiindcă mi-ar fi plăcut să, să, adopt o poziție mare favorabilă acolo. Petrolul a avut un salt puternic la finele sesiunii trecute, ceea ce ne trimite, ne trimite cu gândul la stocurile API. Ce s-a întâmplat acolo? Dacă sunteți așezați, e foarte bine, fiindcă așa și eu era să alunec de pe scaun. Uh, au scăzut cu 12 milioane de barili stocurile. Absolut uh, impresionant. 12 milioane de barili uh, nu s-au mai întâmplat din 1999. Nu știu ce, ce făceați în 1999. Uh, eu... Uh, îmi amintesc ce, ce făceam, mi amintesc cam și ce muzică ascultam pe atunci, dar e clar că petrolul, traderii pe petrol, nu toți dintre cei care sunt în piață acum, își amintesc ce a fost în 1999. Uh, pentru că nu toți au fost prezenți în piață. De fapt, cred că destul de puțin, fiindcă e, e un churn rate, uh, e o rată de, de uzură destul de mare pe, pe partea de trading commodities. Uh, deci o scădere impresionantă, ceea ce rebalansează puternic așteptările pentru, uh, pentru stocurile de petrol astăzi. Se vedea înainte un plus 0,6 milioane de barili. Eu zic că este printre cele mai interesante uh, momente ale zilei. Vedeți și la noi în platformă tot 0,6, ca și pe alte calendare financiare. Credeți că acum, uh, acum dacă am vedea un plus 0,6... Cred că petrolul ar pierde între 1 și 2 dolari pe baril foarte, foarte rapid. Nu minute, dar zeci de minute. Însă, mai probabil ar fi să vedem un minus între, între 3 și 6 milioane, fiindcă API este, este doar un estimator. Și personal cred că trebuie să fii foarte, foarte specializat ca să ai predicții pe pe stocuri și din punctul meu de vedere nici aceștia nu, nici cei care sunt specializați nu au anticipat o asemenea drawdown. Deci 5 și jumătate, dimensiunea drawdown-ului, adică scăderii stocurilor, a consumului de, de stocuri ar fi elementul cheie și din punctul meu de vedere, de fapt 6 este ora. E diferită, se mai adună o jumătate de oră când avem raportare la momentul standard. Deci când, când ai o zi liberă până, până miercuri, atunci se decalează cu jumătate de oră. N-am înțeles niciodată de ce e nevoie de această decalare. Deci acela e momentul la care putem avea mize speculative majore. Fie că strategia noastră este poziționare înainte cu, cu stop-lossuri potrivite, nu prea apropiate, nu prea îndepărtate. Poziționare unidirecțională, ceea ce zic eu e foarte riscant. Să, să estimăm că stocurile vor fi uh, foarte scăzute. Eu zic că dacă e ceva mai, mai jos decât uh, minus 6, prima reacție ar trebui să fie una pozitivă pentru petrol. Va fi? E, e foarte greu de zis. Uh, fie că ne gândim să facem un fade pe mișcare, deci după ce s-a dus, dar n-aș bănui că după un minut e de urmărit această variantă, ci poate după un 10-15 minute de scădere să existe o, o, întoarcere violentă. Fie că metoda noastră este să, să intrăm pe val în direcția respectivă imediat după, după știre și să pândim 20 până la 50 de cenți, eventual cu un, cu un take profit prestabilit. În orice caz, Petrolul este, este de urmărit astăzi, fie și ca spectacol, fiindcă după un asemenea raport al API trebuie să fie ceva puternic. Cred că până atunci este loc de pauză sau de ușoară retragere, fiindcă 46-17 este un suport destul de apropiat și fiindcă a mers notabil. Fiecare un dolar înseamnă 2% și ceva. Am spart linia de trend de ceea ce este notabil și asta fără ajutorul unui acord de înghițare a producției. Veștile sunt, dinspre acel acord, sunt schimbătoare. Arabia Saudită spune că ar sări în acest tren. Din punctul meu de vedere, experiența anterioară când s-a răzgândit în ultimul moment ne arată că Uh, mai este încă drum de de bătut până acolo și probabil dacă petrolul revine spre 50, arabia Saudită nu va dori să, să facă acest pas. Și la urma urmei, chiar și înghețarea producției la nivelul actuale record nu, nu limitează, nu, nu rezolvă problema short-ului short pe, pe petrol. Uh, dar, pe termen foarte scurt, poate un risc descendent, sub 46-17 uh, putem să anticipăm cumva un 45-78, mai jos sunt 45-58 și apoi linia de trend pe la 45-40. În cazul unor deviații față de acest minus 5, minus 6 milioane pe care eu îl văd ca fiind noua așteptare a pieței, ar, ar impulsiona petrolul între 50 și 100 de, de cenți în direcția respectivă. Peste 46-53, ne-am putea uita la un 47.04 sau 47.37. Un scenariu valabil, din punctul meu de vedere, ar fi ca piața să revină, să coboare ușurel în orele următoare, poate chiar sub 46, iar de acolo să primească argumente care în cele din urmă să ducă peste 46.53, pentru o vreme, pentru a completa acest setup tehnic destul de frumos deocamdată. Deci imaginați-vă că se depărtează, a treia oară atinge linia de, trend, linia de rezistență și ce o sparge ulterior ar fi, ar fi o uh, completare a unui setup anterior cu... Uh, cum a fost cel de acum câteva zile, când se anunța un, o declarație importantă între Arabia Saudită și, uh, și Rusia, n-a fost până la urmă atât de importantă. Aurul foarte aproape de linia de trend la rândul său. Uh, recunosc că, deși am o idee destul de optimistă pentru petrol pe termen lung, văd aici, uh, văd cu surprindere că, pe, că aurul este foarte uh, robust. Uh, de aceea aș, uh, aș considera că uh, trebuie să, cumva, să iau un pic de distanță. Uh, aurul a captat foarte bine energiile negative ale dolarului american, deci orice slăbiciune, orice dezechilibru, ca, uh, ca un foarte bun uh, sportiv uh, de scrimă care nu ratează niciun fel de uh, vulnerabilitate a oponentului său. La fel și aurul a captat orice moment de slăbiciune fără a da înapoi uh, ulterior când... Uh, când dolarul și a mai revenit. Bănuiala mea, deseori repetată, este că nu e vorba doar de dolarul american, ci și de alte aspecte de ordin geopolitic și de ordin de sistem financiar, de soliditate pe termen lung. Fiindcă avertismentele se succed tot mai repede, inclusiv din partea norvegiei, voci precum Mohamed Elerian, care a colaborat cu Bill Gross la Pimco, mai de mult, a fost o perioadă când au colaborat acum sunt. A, sunt în zone diferite. Ce aș vedea a, aici pentru aur, pe termen scurt, asta e ceea ce am putea spune, a, ar fi, a, a, o, dacă mișcarea ședentă se mai prelungește, ea n-ar ține foarte mult, ar urma poate o alunecare ulterior spre 1346. Suport mai jos la 1343 și apoi l-aș vedea la 1339. Rezistența 1352, și uh, 1356. Și ajungem în sfârșit la piețele de capital atinse uh, în, în discuție, dar uh, acum e momentul să le dezbatem puțin mai, uh, mai în detaliu. Trendul ascendent se păstrează. De multe ori am văzut lansări pe parcursul zilei de ieri, vedeți, uh, de fiecare dată a existat o, o întoarcere. Chiar graficul H4 nu reflectă întreaga, întregul sentiment. Pe H1 am văzut aceste tentative. Fiecare dintre ele ne-a dus puțin mai sus, puțin mai sus, puțin mai sus și chiar, chiar shooting starurile sau evening starurile nu au avut forța să ne aducă măcar la linia de trend. Destul de aproape de ea, dacă o, dacă o mutăm puțin pe umbre, dar nu chiar acolo. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt unii care văd văd motive de cumpărare a acțiunilor, bănuiesc, nu este inutilă pentru investitori nici informația referitoare la China și la ce ar vrea să facă prin o intervenție pentru a întări Ioanul. Ar fi o veste foarte bună pentru piața germană, una care cred că ne-ar duce dincolo de 10.800 de puncte. Uh, probabil spre 10.900 și într-un timp rezonabil spre 11.000 de puncte. Chiar și dacă nu se întâmplă așa ceva, există un sentiment însă că poate va veni o veste mai uh, mai bună și speranța e legată de BCE. Acum, în generalul nostru de bază, BCE-ul va mări, va prelungi programul QE ca durată, dar nu va mări volumul lunar. Ei bine, în aceste condiții eu nu cred că este clar, uh, clar faptul că piața trebuie să crească, dar... Bănuiesc că va avea o preferință de a continua trendul anterior. Adică suntem la un nivel de vârf local, foarte aproape de vârful ultimelor luni. Iată un grafic daily. În ianuarie am fost ceva mai sus, peste 10.800. Și nu putem spune că am avut Dita mai corecțiile până atunci. Așa că un răspuns moderat din partea bce ului nu este o garanție pentru creștere. Eu văd piața vulnerabilă pe termen scurt, asta însemnând câteva ore. Și totuși am sentimentul că bce ul va oferi atât cât este nevoie, încât dacă este o dezamăgire a să fie de scurtă durată și piața germană să încerce astăzi, pe final, să revină și să depășească 10.800. Nivel de rezistență ar fi 10.885, apoi 900, apoi, bineînțeles, ne-am uitat la niveluri rotunde de tipul 11.000. Ca suport, linia de trend, în primă fază, unde este ea? Pe la un 10.680. 10.700 în această zonă, avem și 6.93 mai vechi, Apoi 650, 618 și 550. Laș alege pe acesta chiar dacă din de tren pare ceva mai jos. 550 e un suport foarte bun, dificil de depășit astăzi chiar și cu uh, zero acțiune din partea BCE. Să spunem că BCE nu mișcă nimic. Uh, nu modifică nici măcar prognozele, fiindcă vor fi estimări pentru PIB și CPI. Nu schimbă absolut nimic nu mărește programul QE, nu taie rata de dobândă la depozite, nu modifică predicțiile pentru CPI și GDP, totul rămâne la fel. Probabil că ajungem sub 10.600 de puncte în câteva ore, spre 10.550. Chiar și în acest scenariu aș considera că 550 rezistă. Ne uităm însă la US30, care are o coloratură, cum vi se pare? Spuneți-mi... Dacă vi se pare neutră, uh, neutră egal plictisită, ascendentă sau descendentă. Eu am trasat total întâmplător o linie de, de trend în, în sensul actual. Și o să discutăm puțin și despre, despre euro de pe termen mai lung, sfârșitul anului, puțin mai încolo. Cum vi se pare? Uh, US30. Pare verde, uh, unii, uh, unele opinii sunt consolidare, uh, altele sunt verde, altele sunt de creștere, un double bottom, uh, e unul dintre mesajele pe care le citesc aici, uh, pentru un În general, se vede consolidare pentru creștere sau creștere, așa văd, așa văd și eu. Tehnic, uh, tehnic, uh, așa pare poziționată această piață. De unde și până unde? Pentru că nu s-a schimbat foarte mult într-o manieră fundamentală, în afară de rezultatele Apple. De, nu de rezultatele Apple, ci de noul model Apple. Să facem un pic loc, să vedem, ne uităm mai întâi la US100. US100 atinsese ieri un nou vârf record, record, deci dincolo de balonul speculativ din anii 2000, e, e o realizare notabilă. Uh, și pe care să, la care să renunțăm, la care să renunțăm, nu, o să mergem aici, nu putem să renunțăm la nimic. Uh. Iată graficul Apple, după ce a anunțat un nou model de iPhone și câteva modificări, pe vremuri era un eveniment spectaculos. Acum este un pic de plus, a fost și mai jos, nu e, nu este ceva extraordinar. Bine, asta este sesiunea de, sesiunea de ieri. Astăzi o să putem vedea în predeschidere cam cum evoluează lucrurile. Pare însă a fi, a fi setat ascendent. Și Apple este atât de mare și atât de puternic simbolizat, are o, are o putere simbolică mare încât reflectă cred o stare de spirit. Chiar dacă nu s-a livrat ceva excepțional, totuși, haide să mai investim în piețe de capital, fiindcă unde altundeva să ne punem banii, fiindcă Fedul nu se va grăbi să ridice dobânda și suntem acum la nivelul atât de, de coborâte încât ce altceva să facem cu banii decât să încercăm să captăm un dividend, chiar dacă avem un randament de dividend de 1-2%, poate e, e mai bine decât să mergem pe titluri de stat unde, dacă împrumutăm statul pe, pe un an, de statul american avem neglijabil câteva zeci de puncte de bază, deci mult sub un procent randament. Așa că, decizia principală pare a fi una, una ascendentă și piața mi se pare pregătită pentru a ataca 18.611 astăzi. Suportul ar fi la 500, 442 și 409. Din nou, avertismente în momentul în care piața se va întoarce. 1 va fi vizibil pe grafic și doi, va fi destul de, destul de adâncă întoarcere. Am văzut estimările lui Morgan Stanley despre nivelurile S&P-ului în 2020, parcă sau după 2020, nu mai știu, dar prefixul era 2.02% 3.000 de puncte ar trebui să fie atunci uh, și că anul acesta în scenariul atenție, scenariul uh, uh, bullish ar fi, fiindcă așa se merge acum, scenariul bullish și scenariul bearish. Uh, scenariul bullish ar fi uh, S&P 500 de la 2.300-2.400, dacă rețin bine, uh, iar scenariul bearish 1.600-1.800. Deci, dacă este să crească, mai crește puțin. Dacă este să scadă, va scădea bine. Cam, cam ăsta este raportul risk-reward. Și acum fiecare uh, decide, pentru că există o probabilitate, într-adevăr, ca lucrurile să, să meargă așa se crede, că lucrurile vor merge la nesfârșit uh, într-o anumită direcție. Aprecierea petrolului iar și ajută, ajută bursele. Înțelegeți din, ce din ceea ce spun că văd piețele pregătite să meargă mai sus, împotriva ceea ce ar fi, poate, prudent, dar asta, asta este ceea ce se întâmplă deocamdată. Și a te bloca anticipativ, a spune că nu, tu ești împotriva acestui trend, nu este o idee bună. Vă mai știți că am discutat despre piața germană și despre poziționările pe retail și acelea erau net short acum câteva zile. Erau masiv, masiv pe short. Ce a făcut bursa germană de atunci a tot crescut. Deci puteți se, se poate folosi uneori ca indicator contrarian uh, poziționarea extremă uh, de tip short sau, sau long. Bun. Uh, am promis că discutăm pe termen lung despre, despre euro și mai văd o întrebare despre indici până unde nu se, nu se mai prezic. Uh, nu cred că există un prag predeterminat. Uh, dacă politicile actuale ultra relaxate de continuă, ele și continuă tot mai agresiv, fiindcă puterea lor se epuizează în timp. Dacă merg tot mai agresiv, atunci limitele pot să fie mult, mult mai sus. Există o limită, fiindcă iată ce se întâmplă cu Bank of Japan. Dar piețele financiare din vest încă mai, încă mai încă mai pot, nu s-au apucat să cumpere ETF-uri, de exemplu. Deci mai pot propulsa piețele încă, încă, foarte bine. Nu ar fi înțelept și nu cred că vor face, dar teoretic e posibil. Pentru EUROSD întrebarea era așa. Să se repete scenariul de anul trecut, când în octombrie EUROSD a atins 1.14 și apoi s-a dus la 1.06. Dacă ne uităm în aceeași perioadă, EUROSD este la aceeași cotații. Da, este cam la aceeași cotații, dar nu cred că trebuie să ne legăm de faptul că anul trecut a fost la un moment dat la un anumit nivel și apoi, și apoi a a coborât, fiindcă au existat niște factori specifici atunci. Ne uităm pur și simplu la performanțele economice și la traseul de politică monetară. Și în funcție de asta decidem. Deci nu, nu m-aș lega de, una, de un asemenea scenariu. Eu credeam că Fed va, va acționa în septembrie. Acum probabilitatea mi se pare undeva sub sub 50%, dar nu atât de mică precât o văd piețele 15% sau mai jos, nu. Nu cred că e atât de mică, dar a ajuns, din păcate, pentru economie și pentru noi toți, cred, nu ca trader, ci ca participanți la viața economică globală, se amână în acest moment. E mai probabil să se amâne, ar trebui să avem ceva surprize până atunci. USD CAD pe H1 ne arată aici un spike de toată frumusețea piața a mers mai jos înainte și apoi a revenit. Datele din Canada, si a surprins foarte tare, dar IV, PMI, da, a fost foarte slab, deci un PMI din Canada foarte slab, date din piața muncii din Statele Unite, Jolts acela, job openings foarte bune și a fost o creștere de toată frumusețea. Am experimentat ideea pe care v-am mai, mai deschis-o și dumneavoastră. În general nu fac așa ceva, dar dar am, am, zis că este, este cazul de atât de puternică variația, încât chiar și după știre, chiar dacă am, am intrat undeva pe aici, cu poziții mici, astfel încât să fie relaxant, piața încă mai fără potențial ulterior. Nu cred că am captat chiar 1.29, dar oricum, din... Bine, n-a fost nici, nici pe vârf, a fost undeva pe la 70-80, cam pe aici, dacă mă amintesc o abordare de tip long. Ba nu, ba nu, am închis peste, unele dintre pozițiile am închis peste 1.29. Deci am, am închis treptat până în 1.29 și peste 1.29. Deci, ideea este că atunci când ai o surpriză foarte puternică, dacă nu se mai întâmplă ceva între timp și de ce mai multe ori nu se întâmplă, uh, piața continuă uh, o mișcare în direcția inițială. Uh, și uh, acesta a fost uh, cazul. Un stop loss ar fi trebuit să fie undeva pe la 28, 58 pe aici. Deci câteva zeci de pipi se puteau urmări și după aceea. Acum însă intervin și alte elemente date din Canada sau mai ales, mai ales evoluția petrolului. Un petrol tot mai puternic trage o sedecadul în jos. Avem un suport cu adevărat puternic pe la 28-25 și unul intermediar aici în zona 1.28-45 rezistență astăzi pe la 28,87 și 1,29,15. Pe AUDUSD, USD, veselie, bucurie maximă. Din Australia am avut balanța comercială 2,41 2,41 miliarde, deci un deficit mai restrâns decât cel așteptat. Am avut China care importă mai mult, asta este o veste bună, iarăși Ioanul care s-a întărit, altă veste bună și dolarul american a pus prea multe dificultăți, așa că am mers pe 77.30, dar nu am, nu am stat pe acolo. Cred că pe termen scurt e totuși puțin prea mult, piața are nevoie de ceva pauză. Suportul este inițial la vârful anterior, acesta pe la 0.77 și apoi 76.63. Nu știu dacă atinge 0.76.63, ar fi o problemă dacă ajunge acolo pentru trend dar piața ar putea să ia o scurtă pauză, măcar, măcar evoluție laterală pe aici o vreme și ulterior în sesiune cu cereri de ajutor de șomaj nu foarte bune, 77-50 ar putea fi vizat. Deci AUD-ul pare a fi pus tehnic pe alte, pe alte premize. NZD-USD arată acum ceva, ceva și mai puternic decât AUD-ul, pe un grafic daily, dar nu la fel de puternic pe H-1. Asta fiindcă nu am înregistrat în Noua Zeelandă veștile pozitive pe care le am văzut în... deci nu am avut vești noi. Rezistența este la 74,85, suportul la 74 40 și 74 19. piața pare. Aici avea nevoie de puțin timp, dar totuși de a merge dincolo de 74-80, poate spre un 0,75, poate spre un 75-20. Ne putem uita la, la vârfuri anterioare. Acum nu mai avem nevoie de aceste linii. Vârfurile anterioare le vom găsi nu pe un grafic H4, ci deja ne trebuie un daily. Un daily pentru a intui destul de departe 75-65, deci ne trebuie și un nivel și nivel intermediar. Cred că 75-20 este o estimare decentă. Trendul nzd ului a accelerat puțin în ultima perioadă, așa că să ne ferim dacă cumva o zi dă semnal de întoarcere, În linia de trend ar fi acum pe la un 72-60, foarte departe în termen procentual. Și în cele din urmă, leul a fost a fost mai jos, dar lucrul acesta nu face decât să reflecte faptul că pe final de, de sesiune ieri a existat o alunecare a Euroron. Rămânem într-un interval decent până în 4.45, rezistența ar fi 4.45-88, supor la 4.44, se mai dăm ceva timp până se va, se va decide spre unei direcții viitoare. Mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare. Mă bucur că am reușit să discutăm până la urmă toate instrumentele propuse. Înainte de a încheia, aș vrea să revizităm totuși un grafic, acela al cafelei. Cafeaua are astăzi de decis dacă face un... Breakout adevărat, am fost breakat acum, merge în jos. Am văzut foarte multe referințe în presă la adresa, inclusiv mi se pare că în ziarul financiar, dar și uh, în, în engleză, foarte multe referiri la creșterea prețului cafelei. Uh, deși fundamental și pe termen lung am încredere în această piață, când vezi atât de multă deschidere uh, despre și se comunică atât de mult uh, într-o media financiară, dar nu numai, uh, se poate ca pe termen foarte scurt să se fie atins un punct de, de extrem. Deci aș spune că acest grafic deja ar crea o problemă pe termen scurt, însă rămân la ideea că în, într-o perioadă mai lungă piața ar putea să meargă net net peste rezistența actuală. O închidere daily peste 154.60? Nu, chiar, chiar peste închiderea recentă, la 154.90 ar oferi acest indiciu, dar poate că are nevoie de puțină pauză. Mulțumesc pentru atenție, o zi uh, cât se poate de profitabilă în continuare, 3 în sfer decizia uh, și poate uh, o declarație, atunci vom afla dacă se taie dobânda la depozit și 3 și jumătate conferința lui Mario Draghi cu detalii despre QE, mai importantă decât 3 un sfert cred, uh, sunt momentele centrale ale zilei. Toate cele bune, pe curând, la revedere!